Cine mai alege astăzi calea îngustă care suie? Căci pe calea crucii grele nu-i mai place nimănui. Căile cu frunci ușoare sunt mai largi și mai umblate, căci pe ele firea lumii poate merge cu de toate. Nu ia Domnului lucrare îngrădită și încuiată. Cui nu-i place calea îngustă, poate alege calea lată. Cui îi place în altă parte, poate ori și când să plece. Cine-și vrea ușoară crucea, n-are o cale, are 10. Calea crucii n-are în lume flori prea multe și ușoare, câte un trandafir cu lacrimi și cu spindei mai răsare. Și din loc în loc prin pietrii, câte un crindei mai suspină, între spinii care îi umplu drumul strâmt către lumină. Dar slăvită-i calea strântă prin sfârșitul care îl are, iată celor ce au suit-o slava ei nemuritoare. Toată suferința lumii nu e vrednică să fie pusă alături de răsplata ce-o dă ea pe veșnicie. Fiul meu, alege această care strântă și urită și n-o da pe câtă slavă poate lumea s-o promită. Slava lumii e minciună și gunoi și amăgire. Slava lui Hristos e însă nesfârșită strălucire. Această slavă vă doresc să o primiți din partea Domnului Iisus Hristos, ca să fie să spună tuturor, inclusiv mie, bine rog bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Amin.